acest video vă voi arăta cum să folosiți Flipgrid în activități la clasă. Flipgrid este un website și o aplicație care permit profesorilor să creeze grids sau secțiuni, le-am numit, în care pot adresa subiecte de discuție numite topics. La aceste topics, elevii pot răspunde sub forma unor videoclipuri înregistrate. Un Mod foarte simplu pentru elevi și profesori să creeze discuții online. Am instalat aplicația din magazinul Play, o vedeți și pe ecran, și o deschid. Prima dată îmi cere să aleg dacă sunt elev, profesor sau invitat. Voi alege Educator, adică profesor. În al doilea ecran, voi alege Educator Dashboard. Fiind spațiul în care profesorul creează sarcinile de lucru sau subiectele de discuție. Aici profesorul are acces cu cont, așa că voi alege, în cazul meu, Google Login și voi selecta apoi contul meu de Gmail. Se deschide aplicația. Cu un alt uh, link, admin.flipgrid.com. Voi primi mesajul acesta de welcome. Și pe ecran uh, voi începe adăugând un nou grid. Add new grid. Pentru învățători, aș recomanda ca numele unui grid să fie materia, disciplina în care veți posta diverse teme de discuție în funcție de conținutul de învățare. Pentru profesori, numele gridului ar putea să fie numele clasei la care predați sau claselor la care predați. Așadar, la Name Your Grid voi trece aici limba română. Se pot folosi și diacritice. Apoi, voi selecta tipul, tipul uh, acestui grid și am uh, trei opțiuni. Ca elevii să folosească e mail cu domeniul școlii, acesta fiind school email, ca accesul să se facă pe baza unui uh, număr de înregistrare pentru fiecare student, elev, sau ca gridul să fie public. Pentru a vă. Asigura că păstrați conținutul doar pentru clasele voastre, vă recomand una dintre primele două variante. Eu voi alege Student ID. Vedeți că s-a selectat, fiind înconjurată de acel chenar albastru, iar apoi, mai jos, am Create a Flip Code. Acesta va fi codul pe care îl vor, vor folosi elevii pentru a intra în grid. În cazul acesta va fi BK0250. Voi apăsa Next. Înțeleg că mi s-a deselectat Student ID. nu nimic. Revin. Bun. Bun. Pentru că am ales Student ID, după ce am apăsat Next, s-a deschis această pagină unde introduc lista de elevi, nume, prenume și un cod pe care îl dau pentru fiecare elev în parte. Voi trece ca exemplu Maria C. Iar la student ID voi scrie clasa, să zicem, întâi A. Maria. Bun. Apăs Next. Dacă vreau să adaug un alt elev, nu, în primul rând apăs Add pentru a mi se uh, înregistra elevul Îl și vedeți aici în listă, sus, pe care pot, de altfel, și să-l elimin din listă și tot așa voi face pentru fiecare elev în parte. După ce am terminat lista, voi apăsa Next. Aici mă roagă să revizuez lista de elei pe care o pot și printa și nu ne rămâne decât să lansăm gridul. Launch my grid. Observ că apare codul gridului pe care l-am creat, secțiunii pe care am creat-o. Pot să-i dau copii pentru a o păstra. Vă recomand chiar să o salvați undeva pentru a avea acces la, la ea. Dau copii. Bineînțeles, pot să o trimit direct în Classroom și cred că mai am niște opțiuni pe aici pe care le pot folosi. Iar apoi, go to Grid. Mă duc direct la secțiunea pe care am creat-o. 0250 va fi codul gridului creat. Observ că mi, mi s-a creat limba română, apare un singur subiect, say hello, pe care puteți să îl folosiți sau nu, puteți chiar să îl ascundeți de la hide sau să îl ștergeți, este generat automat pe platforma, dar pe mine mă interesează să creez eu un subiect de discuție, un topic pentru elevii mei. Țineți minte că un grid poate conține un număr nelimitat de topics de subiecte și fiecare subiect poate primi un număr nelimitat de răspunsuri. Subiectele de discuție pot fi personalizate atractiv pentru elevi cu text, imagine și o să vedem imediat. Pentru a crea un topic, un subiect, apăs Add New Topic, îi voi da un nume, în cazul acesta. Dacă tot vorbim de Ziua Educației, Ziua Europei, voi scrie Ziua Europei. Apoi la prompt, la descriere, îi voi, voi, voi trece instrucțiunile pentru, pentru elevi. Și voi scrie astfel. Realizează un video. În care să răspunzi, în care să prezinți părerea ta despre ce înseamnă să fii elev în Europa. Continuați, pot, pot să continui să, să scriu. Mai jos avem opțiunea de a seta de la început câte minute vrem să dureze videoul pe care elevul îl creează și uh, voi lăsa două minute. Bun. Mai jos avem video moderation, în cazul în care doriți ca înainte să posteze elevul răspunsul, voi să puteți să vedeți ceea ce a, ceea ce a realizat și să îl acceptați sau nu pe, pe grid. Nu o să o las închisă pentru moment. Și ce, ce mi se pare foarte interesant este că puteți să adăugați sarcinii de lucru, subiectului de discuție, un stimul vizual, puteți să adăugați o fotografie sau puteți să adăugați un video, acestea sunt toate opțiunile pe care le aveți. Dacă accesăm Upload an Image, Drop a file și putem să aleg, de exemplu, în cazul acesta, steagul Europei, Uniunii Europene. Apoi dau crop pentru a-mi selecta exact dimensiunea potrivită. Avem și stimulul vizual. Bun. Mergem mai departe cu create. Acesta este codul topicului, nu îl voi copia de, de această dată, și apoi all set. Astfel, subiectul creat de mine, subiectul de discuție este pregătit. Fiecare grid are și setări și o să vi le arăt. Acestea sunt, putem să mă întorc la limba română la grid, ați observat în bara de sus, aveam limba română sau topic, mă întorc la limba română. Acesta este gridul pe care l-am creat, iar acestea de la actions aici puteți să găsiți setările gridului creat. Puteți să editați, aici puteți să vedeți și lista de elevi, apăsând edit topic. Puteți să îl ștergeți, mergând pe Delete Topic și puteți să-l sharuiți cu alții. Doar să știți că aici este zona de editare pentru, pentru grid. Dacă este să vorbim de, de elevi, voi ieși din aplicație de la acest smiley din partea, de partea dreaptă sus și voi alege Logout pentru a vă prezenta și perspectiva elevului. Voi intra din nou în aplicație. Răspunsul elevilor sub formă de video poate fi unul creat de ei în aplicație sau poate să fie încărcat din galeria video a telefonului. Pot avea o durată, poate avea o durată între 15 secunde și 5 minute. Profesorul stabilește durata maximă exact cum am făcut noi înainte. Hai să vedem ce vede elevul. În momentul acesta, elevul nu trebuie să aleagă Educator Dashboard, ci va alege Enter Flip Code. Și avem așa BK0250. este codul gridului pe care l-am creat, iar aici elevul va introduce ID-ul lui, numărul lui de înregistrare. Vă aduceți aminte în cazul Mariei, era CLS 1A Maria. Poate fi și mai simplu de atât. Și îl va și păstra memorat. În acest moment, eleva Maria intră în grid. Are posibilitatea să vadă ultimul grid postat ziua Europei, dar bineînțeles poate să selecteze și din cele postate anterior. Voi rămâne la ziua Europei. Aici primește instrucțiunile, are și stimul vizual și este, pentru a adăuga răspunsul video va apăsa pe plusul alb pe fundal verde din colțul din dreapta jos. În acest moment Flipgrid, Flipgrid întreabă dacă permite accesul la foto, media și uh, fișiere, o să dau allow. Apoi cere acordul pentru fotografii și record și pentru audio. Și în acest moment se lansează videoul. Pe care elevul poate să îl realizeze. Încă nu am înregistrat. În momentul în care apăs record, voi înregistra, apăs record. Aici elevul va înregistra timp de două minute răspunsul lui. Bineînțeles, mai poate adăuga diverse elemente amuzante, cum ar fi diferite. Uh, emojis și aș să fac mai mic sau text direct pe pe imagine să vedem textul scriem ziua europei. Bun. Și pot uh, plasa pe, pe ecran. Bun. Pentru a, dacă vreau să opresc sau să pun pauză mai am ceva de făcut uh, research, pot să pun pe pauză și nu se întâmplă nimic. Și voi continua apoi. Dacă vreau să mă opresc în acest moment, apăs în colțul din dreapta jos. Aici pot... elevul va înregistra timp de două minute răspunsul. Îmi revizuiesc videoul. Dacă vreau să mai schimb ceva, pot să-l refac. Dacă nu, îmi fac o poză. Și această poză va, va ilustra videoul meu pe mai departe. O să-mi asum că este cât de cât reușită. Pot să dau și înapoi, dar uh, nu o să o fac și apoi pe săgeata verde de jos voi trimite profesorului sarcina pe care răspunsul meu video. Îmi voi trece numele, pot să-i spun... Părerea mea, bineînțeles, poate fi mult mai creativ de atât. Dacă am un link, pot să-l adaug, dacă nu, nu? Și submit video fiind ultimul pas. Mă și felicită și mă pot întoarce la grid. Pot să share video videoul pe care l-am creat, pot să-l descarc, dar mă voi întoarce la, la grid. Aș mai face câteva precizări. Foarte mulți profesori din întreaga lume folosesc Flipgrid. Ceea ce vă recomand este să îl testați, să cântăriți avantajele și dezavantajele și... Să vedeți dacă se potrivește pentru clasa voastră, fie acum, fie când ne vom întoarce în clasa offline. Nu uitați că așteptăm activitățile voastre în contul din, de pe www.indreptardigital.ro. Vă mulțumesc foarte mult!